Mă gândeam când ai pomenit de piticul din frigider, că există o poveste orientală frumoasă care, în esență, înseamnă același lucru. Un om este foarte supărat pe un consătean de-al lui și se roagă la Dumnezeu, se roagă la un preot, îi spune, băi, fă să se prăbușească casa peste omul ăla pentru că mi-a făcut numai rău, îl urăsc și să moară împreună cu toată familia lui acolo în casă. Și preotul zice, sigur vrei lucrul ăsta? Da, îl urăsc. Bine, dar gândește-te totuși. Copiii, gândește familia, fi groaznic să faci lucrul ăsta. Și spune, până când ăsta spune da. Știi ce te rog? Fă o minune să nu se mai prăbușească peste omul ăla. Și formidabil, asta înseamnă puterea zeilor și a lui Dumnezeu, casa nu s-a prăbușit. A rămas în picioare. Deci, asta este exemplu tipic de teorie netestabilă. Da? Casa stă în picioare. Noi nu știm dacă casa aceea s-ar fi prăbușit și a rămas în picioare sau nu avea de gând să se prăbușească și rămânea oricum așa. Nu știm și nu o să știm niciodată lucrul ăsta. E, asta este o deosebire fundamentală. Așa e. Dar, înainte de a începe să vorbim despre ce spune Calili, uite, mă uit aici, eu n-am, cartea mea este de protocol. Cartea asta are preț. Asta a lui Vlad aici. Eu n-am, n-am nici am Ah, dar uite, asta are 32 lei. Așa scrie aici, 32 de lei. 32 de lei înseamnă o jumătate kil de miel. Cred. Am văzut că merge la 60 acum. Știți mai bine că eu nu consum așa ceva, n-am consumat în viața mea, deci poate știți mai bine. Nu. N-am nici o treabă cu așa ceva. Deci, de ce am venit noi aici? Păi, în primul rând, am venit și vă spun cu tot respectul, am venit ca să vă convingem să dați 32 de lei pe acest obiect. În loc să luați o jumătate de kil de miel, pentru că în clipa de față războiul din Ucraina este mic copil față de ce se întâmplă cu mielul în România. Nu? Care s-a dus unde s-a dus cu prețul. Ce Ucraina? Deci în loc să luați, să mai puneți încă 30 ceva de lei să luați un kil de miel, să dați banii pe obiectul ăsta paralipipedic cu niște celuloză mâzgălită pe el. Trebuie să vă convingem să faceți lucrul ăsta. Adică să-l cumpărați și să-l și citiți. Nu sunt neapărat cele două operațiuni, nu se atrag una pe cealaltă în mod obligatoriu. Există destule persoane care cumpără cărți, le pun în raft, acolo se adună un metru, un metru jumate de cărți pe care le vor lăsa copiilor. Să le citească, ei nu le deschid, rămân virgine, dar oamenii le cumpără și le pun acolo. Noi am vrea să luați cartea asta, să o cumpărați, să o și citiți. Acum, de ce zic eu? Te rog. E bine să o citiți, știți de ce? Că dacă o citiți, există șansa să dați bani și pe alte cărți. Da. Pentru, da, corect. De ce? Pentru că înainte de a vorbi de conținutul cărții, noi vrem să vă convingem să citiți o carte. Ceea ce este un lucru greu. E foarte greu, domnule. Deci o carte înseamnă niște șiruri monotone, paralele, cenușii, n-are poze. Asta e o carte fără poze. Ori lumea, în clipa de față, e compusă din poze, în primul rând. Nu? Generațiile special care vin acum, când pun mâna pe carte, dau
pe pagină, mai întâi primul gest este să dea pe pagină cu degetul ca pe telefon, ca să pornească obiectul ăsta într-un fel. Deci, de ce să faceți asta? De ce să faceți operația asta grea, să citiți? Și aici o să vă dau răspunsul meu, care nu înseamnă răspunsul în general. E răspunsul meu. Eu, de ce citesc eu? Păi, cred că problema esențială a ființelor umane este moartea. La această problemă, fiecare răspunde, sau dacă vreți la această amenințare, fiecare răspunde cum poate. Unii pur și simplu nu se gândesc la ea. Mai bine un cântec vesel să cântăm. Da? Când li se spune ceva de rău, că există moarte, există război, mor unii acum în Ucraina, în case, cu cățel, cu purcel, cu familie, Doamne, te rog, știi ce? Păi eu nu vreau să aud chestii de astea. Dacă nu sunt torturați prin beciuri. Da. Reacția este, dragă, știi ce, te rog, nu cu chestii de astea. Eu vreau și eu să mă destind, am muncit toată ziua, nu vreau să aud. Vreau să vedem un film, o comedie, ceva, un Netflix. Nu vreau să aud despre asta. Asta este un tip de reacție în fața morții, care este prezentă în fiecare clipă a vieții noastre. Moartea nu este undeva departe, mai departe sau mai aproape. Moartea este, împreună cu viața, în fiecare clipă a vieții noastre. Unii nu fac abstracție de ea, apelează la religie. Religia îți spune, domne, nu se termină totul, nu o să... Nu dispărem cu totul, non omnis moriar, da? Nu murim cu totul. Și asta e o modalitate de apărare. Da? Și asta e o modalitate de apărare. Mai există una. Mai sunt și altele. Da? Vă vorbesc acum de a mea, cea în care cred eu. Există posibilitatea smereniei cognitive. Iau cuvântul smerenie din religie. Nu? Ce înseamnă smerenie? Înseamnă umilință, umilire. Nu umilire, umilință. Înseamnă să poftim modestie înaltă, împinsă sus, prin care încerci să-ți să scoți din tine ufia, să scoți din tine aroganța, să scoți din tine ideea că tu ești buricul universului, ești unic, ești irepetabil, ești special. Pentru că, de fapt, de ce e moartea așa de greu de suportat pentru ființa umană? Pentru că ființa umană nu se consideră egală cu un gândac. Cu toate că este. Între cadavrul meu și cadavrul unui gândac nu va fi nicio deosebire. Acum e o deosebire, poftim? Acum e o deosebire între mine și un gândac. După ce murim, nu mai e nicio deosebire. Cum nu mai e nicio deosebire între două ființe vii care încetează să mai fie vii. Moartea este cel mai democratic lucru pe care îl putem întâlni în natură. Cu adevărat democratic, da? Acolo suntem egali cu toți și cu toate. Și atunci, citind, de pildă, aflând, continuu, nu atâta vreme cât ești la școală, nu numai cât ești la școală, ci toată viața, până la ultima suflare, încercând să cunoști, să înveți, să afli lucruri, să le pricepi, din lumea aceasta, să vezi cum este alcătuită și ce loc ocupi tu de fapt în ea. Pentru că asta este problema. Omul, în marea lui majoritate, nu trăiește de fapt în lume. El trăiește într-un cerc foarte restrâns al lui, acolo. Casa, niște prieteni, într-un oraș,
După care, nu, părinții mei n-au părăsit România niciodată, în toată viața lor. Au trăit numai aici, în România. Pentru ei n-au niciun sens noțiunile despre care vorbește aici Khalili. Ce înseamnă sistemul solar? Ce înseamnă galaxia, metagalaxia? Nu există. Aceste lucruri nu există. Și când omul trăiește în cercul său strânt al individului acolo, el nu are conștiința faptului că el, la nivel universal, nu există. La întrebarea Dumnezeu există, răspunsul este da, Dumnezeu există, noi nu existăm. Și Dumnezeu, dacă vreți, este toată chestia asta care are ca univers, să-i spunem, observabil, are vreo 93 de miliarde de ani lumină în diametru, dar asta nu înseamnă că se termină acolo. Nu, e și mai departe, dar nu vedem noi. A citi așa ceva, deși bănuiesc că printre dumneavoastră nu există vreun specialist în fizică cuantică, în mecanică cuantică. Există cineva în sală? Nu. Asta este o carte care nici bănuiesc că nu există nici măcar un fizician. Există. Bun. În regulă. Mă bucur mult. Mă bucur mult. Dar nu sunteți majoritari. Foarte bine. Nu sunteți majoritari. Vreau doar să întreb. A trecut o ambulanță. Mi s-a întâmplat timpul o ambulanță. Nu știu cine face asta, puterea minții, nu știu, poate lucrurile sunt nebune sau nu. Dar poate chestia asta nu e întâmplătoare și poate atât am să vă spun. Probabil că dacă antică peste tot, mai multe merg, peste tot, până nu știți chestia asta, nu mai e. Numele meu e Alina Panay și puteți să vă uitați pe Facebook-ul meu, că am postat acolo niște chestii. Puteți să vă uitați. Ok, atât, scuzați-mă cu mântrele. Ok, la revedere. De ce să citiți, o carte despre teoria relativității generalizate, despre mecanică cuantică și despre termodinamică, ca să menționez cei trei piloni ai despre care vorbea Vlad? Pentru că veți înțelege în felul ăsta care este de fapt condiția dumneavoastră existențială. Veți înțelege că universul nu e construit pentru om. Ăsta este un pas foarte greu în mintea umană. Să înțeleagă că toată chestia asta nu există pentru ca tu să nu să mănânci un hamburger, nici măcar ca să gândești. Universul nu este moral. Asta e o altă eroare mentală pe care o fac oamenii, de a atribui universului, naturii, de a atribui concepte morale. O altă eroare, universul, și asta este esențială, universul nu e rațional. Universul nu e rațional. Și aici se deschide povestea cu Khalili. Pentru că, după părerea mea, avem de-a face în știință, în general, avem de-a face cu o luptă continuă a omului cu propriul lui creier. Altul n-avem decât kilogramul ăsta și ceva de maserie cenușie, cu el trebuie să lucrăm. Și ăsta, pe lângă faptul că poate să genereze teoria relativității generalizate sau legea atracției universale a lui Newton sau relațiile de nedeterminare ale lui, de incertitudine, nu de nedeterminare, ci de incertitudine, e o deosebire, ale lui Heisenberg, pe lângă asta, creierul poate să-ți otrăvească propria-ți gândire mereu.
elemente din viața ta, din copilăria ta, din modul în care ești format, pot să-ți influențeze modul de gândire și să te facă să greșești și să greșești grav, chiar dacă ești un geniu, chiar dacă ești o minte extraordinară. Și sunt o serie de exemple aici de oameni mari. Aproape că se poate vedea la oamenii care au, fizicienii care au reușit lucruri excepționale, care au reușit să revoluționeze la un moment dat fizica, se pot identifica două etape în viața lor. Prima, în care sparg plafonul, în care revoluționează lucrurile, vin cu concepte cu totul noi, și a doua, în care se baricadează în ceea ce au făcut până atunci și refuză utilizarea propriilor concepte revoluționare de către cei mai tineri. Asta este culmea. Da? Lucru care s-a întâmplat cu... O să ne spună Vlad cu cine. Cu Einstein, dar dăm voie să fac... Nu numai cu Einstein. Bun, cu multele, cu excepție. Da. Dăm voie să fac o mică paranteză aici, să intervin puțin. În general, în fizica fundamentală, contribuțiile au venit în jurul vârstei de 25 de ani până la 30 de ani. Când Einstein și-a scris articolele în anul 1905 și a scris câteva articole în care a pus bazele relativității, relativității speciale, în care a pus bazele și ale mecanicii cuantice într-un fel cu explicarea efectului fotoelectric, și când a și un articol în care a explicat, a descris mișcarea brownianu, e bine, avea 25 de ani. Heisenberg nu împlinise 25 de ani când și-a scris articolul fundamental. Tânăra echipă care a creat mecanica, cum să spun, știința avansează prin decesul predecesorilor. Când a apărut mecanica cuantică, cei din generațiile mai vârste n-au înțeles ce se întâmplă. Dar mecanica cuantică a fost făcută de tineri de 25 de ani. Asta e adevărul. Și lucrul ăsta se explică foarte simplu. Când am mai aflat niște lucruri, ai forță de calcul și n-ai multe idei preconcepute, îți dai drumul. Pe măsură ce grav e să te obișnuiești cu lucrurile despre care ai aflat. Totul se strică în momentul în care te-ai obișnuit cu ce știi. Dacă n-ai pus să te obișnuiești, e bine. Când te obișnuiești, s-a terminat. Asta e valabil și în fizică fundamentală și în matematică. Dar tot, a fost un lucru extraordinar că un mare matematician, Andrew Wiles, a demonstrat teorema lui Fermi, cât avea peste 30 de ani. S-a considerat că în general, creativitatea în domeniul, în fizica fundamentală și în matematică, la 49 ani s-a încheiat, cu excepție. Remarcabilă. Sir Isaac Newton, care a creat matematica la 25 de ani, dar până la sfârșit a avut intuiții extraordinare până la sfârșitul vieții în fizică și a avut contribuții formidabile. Da. Există și o excepție, asta am vrut să spun și scuză-mă pentru paranteză. Nu, nicio problemă, așa este. Vorbeam însă de asta, de a doua etapă a vieții geniilor în fizică, aceea în care se pun cu coatele în ușă pentru ceilalți, pentru în fața celor mai tineri. Am încercat să sintetizez asta într-o propoziție care să poată fi reținută ușor. Mai întâi creezi noimă și apoi, și asta ține de obicei maximum 10 ani, după care te agăți cu disperare de normă. Între noimă și normă, așa se desfășoară viața unui creator. Da? Uitați-vă la cei care, de mare valoare, oameni, care cu câtă disperare se agață de norme când ajung pe la 50-60 de ani. Doamne, regula e așa, legea e așa, ce faceți aici? Vă bateți joc? Parcă îi auziți. Ei, cei care la 25 de ani, creau noimă, neținând seama de normă. Da. Ei,
Acest lucru foarte important aici din carte, asupra căruia insistă Calili, este, și pe care aș vrea să-l înțelegem, este legat de matematică și fizică. Spune, citându-l pe Galileo, cartea naturii este scrisă în limbajul matematicii, spune Galileo Galilei. Cu tot respectul și considerația, vă rog să-mi dați voie să nu fiu de acord cu Galileo Galilei. De ce? Pentru că matematica nu există în natură. Au fost școli de gândire care au mers până la școala pitagoreică, care au mers până la ideea că natura este ghidonată, este coordonată de numere. Că figurile geometrice și numerele sunt cele care ordonează materia vie, nevie și tot ce este în jurul nostru. De fapt, maximum se atinge în teoria formelor a lui Platon. Da? În teoria idealelor, a formelor, în care toată această natură diversă, luxuriantă, tot ce este diferit în jurul nostru, nu face altceva decât să mimeze niște tipare, niște pattern-uri ideale situate undeva deasupra noastră, ideea de cal și nu calul, asta fiind lumea formelor. Ideea asta că matematica, că natura este scrisă în limbajul matematicii. Nu este. Pentru în natură nu există nici măcar unu. Ce e unu? Unu? Unu ce? Unu, un bolovan, un om, o stea, o vacă? În natură nu există conceptul abstract de unu. Nu există nici doi, nu există nici trei. Nu există triunghi. În natură nu există triunghiuri. Nu există. Triunghiul este o figură ideală, când o tragi pe hârtie, nu? Este o figură ideală, ea nu are corespondent în natură. În natură nu există jumătate. Și dacă folosiți un laser și tăiați un măr în două, nu veți obține, de fapt, acolo la ultima diviziune, nu veți obține partea stângă egală cu partea dreaptă și când am spus stânga-dreapta, vă rog. Cu excepția egalității dintre bărbați și femei. Da, asta e amuzantă, da. Egalității dintre bărbați și femei, n-ar fi de acord, cu asta n-ar fi de acord un geniu. Ce a spus dumneavoastră acum, cu asta n-ar fi de acord Aristotel. V-ar considera un prost. Aristotel considera femeia o ființă inferioară, născută dintr-un contact sexual la temperaturi scăzute. Ca să nu mai vorbim de ce scrie în tratatul despre pălării. Așa, despre pălării. Simetria, și aici vin la Calili, simetria nu există în natură. Este un concept uman și acum vă spuneam cum este influențată mintea umană de condiția umană. Păi cine e simetric? Noi suntem simetrici. Hai să ne uităm la noi. Da? Simetric. Animalele, multe, patrupedele, nu? Sunt simetrice. Dar simetria este un concept. În natură nu există. Dacă tai un om în două, iarăși cu laserul, nu vei obține partea stângă egală cu partea dreaptă. Nu vei obține imaginea lui în oglindă. Eu, de pildă, am nara asta mai mică decât asta la altă. Și fiecare dintre noi nu are partea stângă egală cu dreapta. Și când am spus stânga-dreapta, și Calilei folosește aici, fără să-și dea seama acești termeni, e vorba de violarea simetriei. Da. Că există un concept de rupere, de violare a simetriei, care dă naștere la un întreg domeniu. Și el spune acolo, vorbește de stânga și de dreapta în lumea cuantică. Și îl întreb pe domnul Calilei, care stânga și care dreapta? Că stânga și dreapta sunt
ale ființei umane. Am cunoscut persoane, Vlad, care nici până la vârsta adultă nu-și deosebeau stânga de dreapta. Trebuia să stea un moment, fără să fie niște proști sau niște inculți, dar aveau un moment de ezitare și asta e, stânga, nu imediat. Așa. Deci toate astea sunt concepte, simetria, stânga, dreapta, sunt concepte umane și care se încearcă să fie aplicate naturii unde ele nu există. Ele nu există. Și acum îi dau imediat microfonul lui Vlad. Natura este. Punct. Natura nu este gnoseologică, nu este epistemologică. Nu are legătură cu cunoașterea. Natura este pur ontologică. Pi, în natură, am dat exemplul ăsta, e foarte sugestiv. Pi, care e 3,1459 și cât mai e acolo, așa, și se duce la infinit, pi este rezultatul celor 10 degete pe care le avem noi. Suntem condiționați, pentru că sistemul pi este exprimat în sistem zecimal. Ia microfonul. Da. Deci pi este exprimat în sistem zecimal și atunci noi vorbim despre 3, nu știu cât, pentru că avem 10 degete. Dacă aveam 2 degete, îl exprimam în binar. Da? Imediat. În natură, în univers, nu există 3,14, nu există pi. Există ce este între raza AC. Raza unui cerc, nu există cercuri în natură. Raza unei sfere, nu există sferă în natură. Vedeți? Nu există nimic din toate aceste concepte. Ele sunt umane. În natură, ele sunt doar aproximații, idealizări, fără de care însă noi nu putem gândi. Ne este imposibil. Noi trebuie să facem transformarea asta, aproape că e o transformare conformă, dintre lume, din lume să venim în această lume a idealelor, aici judecăm lucrurile, că nu putem în altfel, după care ne întoarcem cu rezultatul în lumea reală. Te rog, Vlad. Nu, sunt de acord cu ce spui, dar aici e totuși un amendament de făcut. Evident că în natură nu există o sferă perfectă, evident că în natură nu există triunghi, iar numărul 1 e invenția noastră. Însă toate invențiile astea noastre se constituie într-un sistem de judecăți. Mă rog, e o chestiune pur abstractă. Dar se întâmplă că ceea ce râșnim noi în abstract își găsește un corespondent în realitate. Realitatea ține de, într-un fel sau altul, noi ne putem reprezenta realitatea într-un mod care ne ajută, de pildă, să putem fabrica și microfonul ăsta care nu merge bine, să putem face toate minunile pe care le facem, pentru că știința funcționează și știința funcționează pentru că noi putem raționa în lumea asta abstractă, care are totuși o legătură cu realitatea. Pentru că dacă n-ar avea nicio legătură cu realitatea, lumea asta abstractă, realitatea ar fi imposibil de descris cu ajutorul ei. Ori noi putem descrie. Eu nu știu ce înseamnă, evident că nu există ridicare la pătrat în natură, dar în momentul în care văd, pot să măsor atracția gravitațională între două corpuri, eu acolo găsesc o lege care ține de ridicare la pătrat. Asta e tot ce vreau să spun. E un mic amendament, dar... Nu sunt de acord cu el. Nu e de acord? Nu. Îl resping și spun și cum. Facem știință, da? Te rog. Așa. Aici e vorba de reguli, legi și principii. Sunt trei lucruri diferite. Gândirea noastră științifică poate să funcționeze în sensul în care spui, adică să creăm microfonul ăsta, să ducem o navă pe orbită, să fabricăm laserul și mai departe,
pe bază de reguli. Regulile sunt la nivelul rețetei de bucătărie, în care știe foarte bine gospodina cum să facă, astfel încât să iasă mâncarea bună. Dar hai să dau un exemplu din fizică. De pildă, exemplu celebru, despre care vorbește Galilei în carte, radiația corpului negru, care a dus, problema radiației corpului negru a dus la zgudirea din temelia fizicii și la apariția mecanicii cuantice. Acum este vorba, simplificând, este vorba de culorile pe care le ia un corp încălzit, care este încălzit, îi crește temperatura și corpul respectiv își schimbă culoarea. Emite radiații de anumită culoare. Emite radiații, poftim? Emite radiații de anumită culoare. De anumită culoare. La început este roșu, nu? Asta știe de pildă orice fierar. Când încălzește bucata de fier, el știe că la început fierul e roșu, după aia trece într-un oranj, într-un gălbui, după care merge spre albastru și se închide, dacă ridici foarte mult temperatura, ultima culoare este chiar aproape de alb. Da? Când ridici mult temperatura unui corp încălzit. Și aici întrebarea a fost, dom'le, cum distribuția de energie pe fiecare culoare, de frecvență, culoare înseamnă frecvență, luminii emisie. Lumina și are o frecvență, lumina ultraviolet, violet, ultraviolet, frecvențe mult mai mari și au măsurat radianța spectrală, de emisia de energie pe fiecare frecvență, la roșu, la galben și așa mai departe, în funcție de temperatură. Și acum vin și zic, înainte de orice discuție, de ce a făcut Planck, de ce au spus Rayleigh și Jeans și așa mai departe, fierarul știe el când trebuie să pună cleștele pe bucata de fier și să o bage în apă ca ea să se călească corect și să iasă sabia Daito a lui Hattori Hanzo din Kill Bill. Da? Știe, nu știe, habar n-are de fizică, habar n-are de radiația corpului, nu știe nimic. Dar știe el de unde, din tată în fiu. Din tată în fiu s-a transmis regula. Bă, fii atent, la nuanța aia între alb și roșu, atunci bagi în apă ca să se călească, nu mai devreme, nici mai târziu. Vă amintiți cu toții Rubliov, da? Finalul lui Andrei Rubliov, cu clopotul care trebuia numai cu un anume fel de pământ și numai într-un anume fel pus și ținut ca să iasă cu sunetul acela dumnezeiesc. Aceeași idee a regulii care se transmite fără ca respectivul să cunoască justificările cuantice ale faptului că el bagă exact atunci când trebuie fierul în apă. Acest lucru, după părerea mea, este valabil la toată tehnologia care a fost realizată în secolul 20. Ea putea să fie realizată și fără interpretarea, fără relațiile de incertitudine ale lui Heisenberg. Dacă nu existau, se putea. Bomba atomică, bomba nucleară, putea să fie creată și fără E egal cu MC pătrat. Fără formula lui Einstein. Pentru că o grămadă de fizicieni experimentaliști, care nu făceau teorie, descoperiseră, începând cu soții Curie, cu Becquerel și mai departe, descoperiseră unde, când trebuie să bagi fierul, bucata de fier în apă ca să se călească, la nivelul ăsta al lucrului cu substanțele radioactive, fără să aibă nevoie neapărat de fizica teoretică. Păi dacă încercau chiar o bombă, să știi că explodau. Da, nu, aici nu înțeleg poziția ta. Poziția ta e mai curând nominalistă, a mea e mai curând realistă. Discuția asta e delicată, pentru că eu nu cred că totul se putea face numai pe rețetă. Dragul meu,
Feynman, pe care știu că îl iubești, iubesc, da. Așa, spune foarte limpede. Fizica cuantică a realizat laser, computer, tot ăsta acum computer cuantic o să fie, cu entanglement, cu tot ce vrei, a realizat o grămadă de scule formidabile, aproape tot televizor, ce vedem. Și eu vă spun, spune Feynman, că de fapt nimeni nu înțelege teoria fizicii cuantice. Da, da, aici, da. Aici cine de... Cine deci, de... ele da. Sunt făcute pe bază de fierar și de temperatură la care bagi fierul în apă. Așa sunt făcute, oamenii au văzut. La fel, dacă Newton nu spunea că forța este proporțională cu accelerația, acest lucru putea fi constatat de niște căruțași, de niște oameni care lucrau cu așa ceva și care nu știau să spună că ce e forță, accelerație și așa mai departe. Vreme până la... O să puneți întrebări imediat după aceea. Până la Newton, mulțumită lui Aristotel, 2000 de ani, se considera că un corp asupra care acționează o forță constantă se mișcă cu viteză constantă. Se oprește forța, se oprește corpul. Ideea de accelerare nu apărea. Până la Newton nu a apărut. Legea lui Newton putea să fie știută de un simplu cetățean care nu știa să-ți spună cum e cu pătrat, nu știa ce la ridicare la pătrat, nu știa ce înseamnă M1, M2 supra R pătrat, ce e constantă gravitațională, dar el spunea, nu e bine acolo. Să miște la fel, trebuie să se miște mai repede pe intervalul ăla. Știți cum a făcut Galileo? Galileo a luat o bilă și i-a dat drumul pe un plan înclinat. Și a măsurat, să zicem, din 20 în 20 de centimetri, a măsurat timpul de care are nevoie bila ca să străbată acele intervale spațiale egale. Și ce a constatat? Că diferă. Că nu sunt egale. La început timpul e mai lung, după care tot la 20 de centimetri e mai scurt și mai scurt și mai scurt. Deci mișcarea nu e constantă, este mișcarea accelerată. Și pentru asta el n-a făcut asta cunoscând legile lui Newton. A făcut doar observație și a obținut niște date, a obținut un savoir-faire. Adică știe cum se face. Și cu acel știe cum se face, poți să lansezi nave cosmice? Nu cred. Poți să lansezi fără să... Stai, aici trebuie să te contrazic cu chestia pe care ai spus-o cu Feynman. Feynman spune că noi nu știm să interpretăm mecanica cuantică pentru că ea depășește reprezentările noastre. Asta e adevărat. Dar mecanica cuantică nu s-ar fi dezvoltat fără o teorie matematică foarte sofisticată. Relativitatea generală era imposibil să apară fără dezvoltarea geometriei. Adică, raportul, eu sunt de acord că partea asta, cum să spun, empirică, e de importanță imensă, dar ele merg împreună, pentru că vorba lui Kant, teoria fără practică e sterilă, iar practica fără teorie e oarbă. Am zis-o. Da, asta nu sună Kant, îmi sună practica, îmi omoară, îmi sună din alte vremuri. Păi da. Kantul nostru. Da. Hai să vorbim. Da. Spune unde am dat o bară, să știu și eu. Asta așteptam. Bine. Dar să știi că eu nu sunt crucișătorul Moscova, eu sunt o ambarcațiune polineziană. Bine, hai să o luăm așa atunci. Ai un moment aici de rătăcire. Dar trebuie să-l găsesc, dar te asigur că ai în moment în care scrii despre cele trei piloane. Cele trei piloane ale... Bă, acum... M-am gândit, dar sună foarte mișto. Bă. Pentru că m-am gândit că e vorba de fapt de piroane. Și trei piroane bătute. Asta e... Bă, așa e.
Da? Ce doarme, adorme și buza lui Homer, da. Știu, știu. Da. Are și da. Domnul Calilie o problemă, mai la sfârșit, o să o detaliez. Dar, mai întâi mi-am făcut aici niște însemnări. Asta cu teoria. După părerea mea, teoria merge deja în zone, în fizica cuantică, în fizica atomică, merge în zone aflate la intersecția științei cu poezia. Ceea ce nu e neapărat rău. Nu e neapărat rău. În secolul XIX, Edgar Allan Poe spunea așa, știința, fiica adevărată a timpului bătrân. Sub ochii scrutători totul se abate. De ce? De ce smulgi inima poetului din sân, vultur cu aripi de grea realitate? Asta era imaginea științei în secolul XIX, da? Smulgând inima poetului din piept, greaua realitate a aripilor acestui vultur de pradă. Deci un contrast dur între știință și poezie. Însă, deși traducerea e bună, ca ritmia lui Dan Bota, în original sună altfel. Și e important, Bota nu a acoperit acele cuvinte cu semnificația lor. Ultimul vers este Vulture, whose wings are dull realities, la plural. Și cuvântul e dull. Dull nu înseamnă greu. Nu acoperă aici. Sigur că i-a trebuit în ritmul versului greu. Dull înseamnă cenușiu, plictisitor, tern, banal. Asta înseamnă dull, ceva care te îngroapă, te apasă. Mohorât. Poftim? Mohorât. Mohorât. Și pluralul, dull realities, care este extraordinar, deci Poe vorbește de realități, nu de o singură realitate. Acceptă ideea realităților. Și cred că aceste versuri ale lui Poe sunt contrazise acum de vreo 100 și ceva de ani în fizică, cu rezultate extraordinare. Deci, când avem denumiri ca acestea, charm and strange, așa se numesc niște tipuri de coarci, da? Deci, farmec și frumusețe, culoare, aromă, materie întunecată, dark matter, dark energy, vedeți cum sună, ca Darth Vader, parcă suntem din science fiction, din fantasy, da? Au apărut tot felul de astfel de denumiri, mai mult sau mai puțin poetice, care încearcă să acopere, să exprime adevărul, că nu degeaba dăm astfel de denumiri. Maximul este atins, după părerea mea, tocmai prin absurditate de denumirea quark. Quark, da? Deci, quarcii sunt cele trei constituente ale nucleonilor, ale protonilor și neutronilor, barionilor, mă rog. Sunt trei. Și Murray Gell-Mann, în anii 60, când studia protonii și neutronii și ajungea la concluzia că ele nu sunt particule cu adevărat elementare, ci sătuite la rândul lor din sub constituent, sub particule, nu știa cum să-i numească. Și i-a numit, pentru că îi plăcea foarte mult Joyce, citea Finnegan's Wake, un roman experimentalist. Intraductibil. Intraductibil al lui Joyce, așa, nici măcar n-a fost citit de prea multă lume. Și acolo este la un moment dat un soi de vers, în tot felul de cântecele imbecile în romanul ăla, fără sens. Three quacks for Master Mark. Nu înseamnă nimic.
Mai departe, Mark rimează cu Bark, pormă cu Lark și așa mai departe. Absurd. Așa e construit romanul lui, lui Joyce. E bine, i s-a părut lui Murray Gell-Mann că Quark ăsta sună într-un fel, domn. Quark și sună. E adevărat? Are un sunet cu totul deosebit. Și așa a numit el particula asta sub atomică Quark, pornind de la literatură. Da, dă voie să fac aici o mică paranteză. Quark nu trebuia să sune a nimic. De ce? Pentru că ei nu pot fi văzuți în liber. Adică ei știm că există și nu vor fi văzuți în liber. Și pot fi, în principiu, nu pot fi văzuți în liber. Păi da. Deci e un motiv pentru caracterul ăsta abscons. N-a văzut nimeni un proton sau un neutron. Ca să nu mă duc la quarci, nu? Ca să nu mă duc la corzi, teoria corzilor, stringuri, superstringuri, iată, poezie, literatură, toate astea, mai există o culme, Vlad. Stephen Hawking are la un moment dat o teorie în care lansează ideea existenței reale în cosmos, în natura numerelor complexe. Nici mai mult, nici, adică un număr complex de formă A plus I, B, nici măcar reale, deci maximum de abstracție posibilă, el spune că există și explică, mă rog, niște lucruri prin numere complexe existente, de pildă, zona găurilor negre. Este frumos, este interesant, dar este neverificabil. E vorba de sensul lui Popper, de aceea Stephen Hawking, care este o minte extraordinară, speculativă, n-a luat premiul Nobel. Pentru că niciuna din minunatele lui construcții matematice cu privire la radiația găurii negre și așa mai departe, funcție de temperatură și de dimensiunile ei, niciuna dintre ele, numai că n-a fost confirmată, nici nu poate fi confirmată vreodată. Sunt lucruri care ar putea fi confirmate. Dar nu, problema e că teoria ajunge într-un punct în care se construiesc lucruri, sunt coerente, dar ai nevoie de mijloace mult mai tari ca să le testezi. Exemplu celebru e cu câmpul Higgs, cu bozonul Higgs. Au trecut 50 de ani de la momentul în care Higgs a postulat, a construit un mecanism, o explicație matematică pentru ceva. Bun. Și s-a bazat pe, a postulat existența bozonului Higgs, a câmpului Higgs, câmpul era esențial. Au trecut 50 de ani până când să fie găsit experimental la Geneva. Așa că e un decalaj între teorie și experiment. Și aici dăm voie să mai spun câteva cuvinte despre cartea, să mă întorc puțin la ea, ca după aia vreau să spun o problemă legată de tehnologie. Dacă... aici, ce spunea Cristian, e adevărat că sună poezie, dar existența coarcilor e un lucru despre care, în privința căruia avem toată încrederea că e valabil, pentru că sunt teste experimentale și e coerentă toată povestea într-o teorie relativ bine ancorată, în vreme ce chestiunea energiei întunecate sau a materiei întunecate e la granița cunoașterii. Și ori aici aveți, după ce, mă rog, vi se expune în termen accesibil publicului larg, vi se expun cei trei piloni, cele trei piloane, așa? Cei trei piloni ai fizicii, aveți capitol în care se vorbește despre viitorul fizicii, despre situația, despre punctul în care se află fizica acum și aici dați-mi voie să fac o mică comparație. Acum vreo 120 de ani, la sfârșitul secolului XIX, se credea că s-a terminat treaba cu fizica, gata, totul e aranjat. Mai rămâneau de stabilit niște detalii, mai rămâneau de găsit niște zecimare de la 10-a decimală încolo. Bun. Și chiar din câte știu că am citit, Max Planck ezita între fizică și muzică. Și i-a spus tatălui, i-a chemat un profesor de fizică să sfătuiască și i-a zis, să ocupă-te de muzică, fizică, nu are sens, că e totul e aproape gata acum. Numai. Mai e puțin și se rezolvă tot.
E, și tocmai Max Planck a încurcat borcanele aici și a dat peste ceva ce avea să deschidă către cu totul alte lucruri decât și chipiau oamenii la sfârșitul secolului XIX. Or, eu cred că ne aflăm în aceeași situație acum. Sunt multe teorii care sunt la granița ceea ce e testabil și la ceea ce e testat acum și cred că pentru cine ar vrea să facă fizică e minunat. Pentru cine vrea să obțină numai niște rezultate și niște chestii certe, nu e bine că trăiește în incertitudine. Dar pentru cine ar vrea să facă fizică, e pasionant că e de lucru mult. Adică probabil că va fi, cred că va fi în următoarele decenii, să va petrece o transformare radicală în chestia asta. Dar acum, dacă îmi permiți, vrei să spun ceva despre tehnologie, că am ceva în minte legat de ce se întâmplă acum. Că suntem cu toții prinși în... Dar o să am ceva de spus la asta cu sfârșitul fizicii. Te rog. De secolul XIX. Păi nu, spune tu. Nu, că după aia trecem la subiectul legat de tehnologie. Deci hai să lichidăm acum treaba asta cu fizică. Păi să o lichidăm. Deci Lordul Kelvin spunea în 1900, da, înainte de Crăciunul anului 1900, adică atunci când Max Planck s-a dus la distinșii săi colegi la universitate și le-a spus, vă rog să mă scuzați, mă delimitez de ce o să spun acum, sună ca dracu, dar e una... Am și eu o părere, dar nu sunt de acord cu ea. Nu sunt de acord cu ea. De ce? Da. Pentru că era un prusac extrem de organizat în gândire, căruia chiar nu-i plăceau aventurismele în fizică, ne aruncăm cu tot felul de ipoteze din astea bombasme și așa, nu-i plăcea. Dar se găsea în această situație, de ani de zile muncea, de vreo 6 ani, 7 ani, se chinuia, să rezolve problema catastrofei ultraviolete. Catastrofa ultravioletă însemna faptul că la frecvențe înalte, respectiv la lungimi de undă mici, legile existente deduse până atunci și confirmate experimental la frecvențe joase, adică Rayleigh Jeans, de pildă, nu funcționau. Pur și simplu, acolo energia în loc... O sumă care dădea infinit. Dădea infinit, adică ar fi însemnat ca din cuptorul ăla să iasă niște energii care să mă carbonizeze pe mine ca o explozie atomică. Și din cuptor nu ieșea așa ceva. Cuptorul își făcea și el graficul de încălzire până la temperaturile respective, după care energia nu mai creștea la valorile de frecvență înaltă. Și această problemă nu putea fi rezolvată de ani de zile. Și atunci Planck comite, după cum el l-a și numit, acest gest de disperare. Și aici, de ce vreau să vă vorbesc despre asta? Pentru că pe mine mă fascinează. Este singurul exemplu pe care îl cunosc de exact contrariul la ceea ce v-am spus până acum. V-am spus că nu există matematică în natură. Da? N-am fost de acord cu Galilei. Că aceste concepte abstracte pe care le fabrică omul nu și-au de fapt corespondentă în natură. Întrebarea este, dumne, dar dacă aplici la un moment dat naturii un astfel de concept artificial, abstract, uman, s-ar putea ca el să existe în natură? Să se potrivească și să găsești în natură? E ca și cum ai găsi în natură un cerc perfect. Am stabilit că nu poți să găsești așa ceva. Ei bine, Planck a găsit, a aplicat naturii un cerc perfect și l-a găsit acolo. De ce? Pentru că în demonstrația respectivă, să știți că mi-am pierdut niște nopți cu ea, cu demonstrația lui Planck pentru momentul la care a ajuns el cu ipoteza cuantică. Aia nu i-a venit așa, pocnind din degete, știți, cu Evrica, l-a lovit cu hârzobul inspirația divină din cer. Nu, omul muncea de ani și ani de zile, de-i căzuse părul în cap. Și ce face Planck acolo? Are, la un moment dat, are pur și simplu niște integrale aici, în stânga,
Și dacă lucrezi integralele alea după regulile de calcul ale integralelor, se duce ecuația respectivă, se obține un pătrat, deci o mărime ridicată la pătrat, care se duce în stele. Este exact catastrofa ultravioletă. Și ce face Planck? Presupune că energia nu e continuă. Or, nu e emisă continuu. Or, toată lumea, tot ce e în jurul nostru, tot ce vedem, este continuu. Continuu. Materia, substanța, nu există. Între mine și masa asta există aer, da? Care este compus din molecule, din atomi. Da? Între orice și orice există ceva. Totul, asta înseamnă ipoteza de continuitate, care în natură se confirmă 100%. Ea se exprima, mă rog, în Evul Mediu, moștenită de pe la greci, natura are eroare de vid. Întotdeauna există, sau natura non facit saltus, care era foarte dragă exprimarea lui Leibniz. Nu degeaba era dragă. Știți de ce era dragă? Pentru că el era un conservator absolut căpățânos, care dorea să se mențină ordinea prestabilită, ordinea germană, prusacă, pe care o considera perfectă. Trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Și atunci, ce înseamnă să crezi în faptul că natura non facit saltus? Înseamnă că nu-ți plac revoluțiile. Că asta înseamnă, nu? A face salt înseamnă revoluție. Și lui Leibniz nu-i plăceau deloc revoluțiile. Cum ar fi cea franceză, care tocmai a izbucnit fără să țină seama de non facit saltusul lui Leibniz. De altfel, Kant și-a schimbat drumul lui. Kant mergea pe același drum în Kaliningrad. Acum ar fi mers printre capetele nucleare pe care le-au pus ei acolo. Deci Kant mergea prin Königsberg, de unde nu a plecat mai mult de câțiva kilometri toată viața lui, avea un drum, să plimba de acolo pe lângă biserică, să ducea, să întorcea, să gândea în fiecare zi și avea drumul lui. L-a schimbat o singură dată când a apărut Breaking News, Revoluția franceză. S-a abătut de la drum ca să-i întrebe pe cetățeni cum e cu Revoluția franceză. Natura nu facit saltus. Totul e continuu în jurul nostru. Ce nu e continuu în fizică este procesul, și cu asta fac legătura cu ce vrea Vlad să discutăm cu tehnologia, este procesul de eșantionare. La început, aparatele de măsură, de control, de comandă, erau analogice. Unii dintre noastre poate vi le amintiți, da? Adică acele aparate cu cadran și cu un ac care se mișca pe cadran. Acelea sunt analogice, lucrează cu semnale continue. Da? Sau discul de vinil de optică. Sau discul de vinil care e perfect analogic. Da? Odată cu anii 50-60, s-a înțeles un lucru, că nu poți tehnologic să ajungi la performanțe deosebite lucrând cu semnale continue, cu semnale analogice. Trebuie să le numerizezi, trebuie să le transformi în numere, ca să le poți băga într-un computer care s-a realizat la sfârșitul anilor 50, chiar înainte. Și atunci a apărut problema eșantionării. Adică, într-un semnal continuu pe care vrei să-l transmiți, nu? Îl transmiți unde? Radio, transmiți un mesaj și așa mai departe, ai un semnal continuu. Și ce faci ca să-l poți băga într-un calculator, într-un computer, să-l poți prelucra, eventual amplifica, filtra și așa mai departe și să-l transmiți unde vrei? În loc să-l iei analogic, ca până acum, cu acul și cu cadranul de carton, îl eșantionezi, adică preiei din el, întrerupt, doar anumite puncte de pe semnal. Țic, 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 țic. Întrebarea este, câte puncte? Foarte bine, frumos. Deci trebuie să fie mai mare decât perioada semnalului eșantionat, adică dublu
frecvenței, pentru că sunt inverse. Pentru că dacă nu, și aici ca să rețineți, vedeți așa, o să uitați probabil ce a spus dumneavoastră, dublul frecvenței sau ce spun eu, mai mare decât jumătate din perioada de eșantionare, dar știți cum o să rețineți? Imaginați-vă o sinusoidă, da? Și acum imaginați-vă că luați un punct pe partea urcătoare, că sinusoida urcă, are un vârf aici, un deal, și după aia coboară. Luați un punct de aici, da? De undeva. Următorul punct, dacă luați tot pe partea urcătoare, e în regulă, da? Pentru că între punctul ăsta și punctul ăsta, luat ceva mai sus, se trage o linie care nu reprezintă chiar curba, dar este apropiată de ea. Dacă mai luați încă un punct ceva mai sus înainte de vârf, de maximum, mai trageți o liniuță și din liniuțe frânte obțineți o aproximație bună a curbei. Dar dacă de aici luați un punct dincolo de vârf, atât, un punct aici, pe partea urcătoare, spre început, și următorul punct îl luați dincolo de vârf, adică dincolo de jumătatea perioadei. Ce se întâmplă? Nu mai puteți să reconstituiți curba pentru că se pierde cocoașa. Cocoașa se pierde și dacă trageți linia aia, ea deja se îndepărtează în mod calitativ. Nu mai este vorba de o chestiune cantitativă de eroare, e altceva. Nu veți mai reuși să reconstituiți semnalul respectiv la sursă. Acesta este un proces pur matematic, mental, care nu există în natură. Cum să existe așa ceva? Natura e continuă. Știți ce spune Planck? Spune că există. De aceea și a cerut scuze Planck, pentru că este așa. Dumne, discretul există în natură. Energia nu se emite în mod continuu. Se emite ca și cum ar sta un piticuț acolo cu un comutator și ar eșantiona. Deci un concept, de-aia mă fascinează, un concept profund, abstract, de matematică, din care nu și-are corespondentul în lumea reală, Planck a avut curajul să-l considere existent în lumea reală. Eu nu cunosc un alt exemplu de așa ceva. L-a considerat și știți ce a făcut? În momentul în care a spus energia se emite în porții discrete, numite cuante, cu această ipoteză, integralele respective, care erau aici, se transformă în sume. Deci asta e marea artificiu extraordinar al lui Planck, dacă stai și analizezi toată demonstrația, și m-am spus, mi-a luat ceva timp, miezul, marea idee este transformarea unor integrale în niște sume. Și sumele respective duc spre o exponențială la numitor, ceea ce face ca respectiva curbă să coboare liniștită și să nu se mai ducă până în stele cu energia aceea din catastrofa ultravioletă. Dar vă dați seama cam ce efort de a-și depăși condiția a trebuit să facă omul ăsta ca să pronunțe o asemenea ipoteză. O ipoteză, cum să spun eu, de formula AS, de presă tabloidă, cum adică să fie natura discretă? Cum să fie un semnal energia discretă? Dar iartă-mă, dar nu ți se pare la fel de contraintuitivă ideea lui Einstein că spațiul e curb? Nu, că nu așa de contraintuitiv. Bun. Este, dar nu e chiar așa. Da. Hai să dăm voie să... Uite, e un lucru pe care vreau să-l discut cu tine și m-am gândit zilele astea. Bun, cartea asta îți spune ce știm, îți spune și ce am vrea să aflăm, cam ce ne așteptăm să aflăm sau ce sperăm să aflăm, și vorbește și despre aplicațiile fizicii, aplicațiile tehnologice ale fizicii. Și e un lucru la care m-am gândit de câteva vreme. Cred că există două tipuri de tehnologii. O tehnologie e cea care se bazează
pe o formulă simplă. De pildă, în industria chimică sau în industria farmaceutică sau în industria asta, cosmeticelor, secretele sunt foarte bine păzite, pentru că simpla cunoaștere a unei molecule îți rezolvă cea mai mare parte a problemei. Și secretele în domeniul ăsta sunt teribil de bine păzite. Există însă un alt domeniu care s-a dezvoltat tocmai prin nepăzirea secretelor. Și ăsta este informatica. Eu am citit o carte despre ce s-a întâmplat în anii 70 în Silicon Valley. Și acolo erau mai multe companii care lucreau, încercau tot felul de chestii, calculatoare. Însă nu fiecare companie în parte a făcut treaba. Treaba s-a făcut într-un bar din Silicon Valley. Era un bar în care se întâlneau cei care lucrau la companie. Ori aici, în tehnologia informației, o singură bucată de informație nu e decisivă. Trebuie să construiești tot puzzle-ul, trebuie să pui cap la cap informațiile. Ori locul în care s-a născut cu adevărat informatica modernă, informatica, e un bar, e locul unde s-au întâlnit. Și eu cred că există această tehnologie a secretului, da? În care o țară o țară totalitară, sub o dictatură, care lucrează în secretomanie, poate excela, cum e de pildă Rusia. Dar există și acea tehnologie a informației care s-a dezvoltat prin colaborare într-o lume liberă. Și țin minte un episod până anii 80, cred că am 87, am avut un excelent profesor la fizică, domnul Atanasie Truția, era profesor de optică și am venit într-o zi de la Pitești la dânsul la catedră și mi-a zis, puteam să ne permitem să discutăm atunci, mi-a zis, băi, comunismul e terminat, Rusia e terminată. Și uite, un ceas electronic din ăsta, americanii îl fac cu un dolar, rușii îl fac cu cinci. Noi am avut, în 85, a apărut un calculator englez. Vlad, iartă-mă, trebuie să te întrerup. Înainte să fie un dolar și cinci dolari, propoziția este americanii îl fac, rușii îl copiază, nu-l fac. Da. Asta vreau să spun, copiază. Că rușii n-au fost în stare nici ceasuri cu limbi să facă, le-au luat pe de la nemți. Asta vreau să spun. Apăruseră niște mici calculatoare, se chemau Spectrum, englezești până 85, un prieten și-a cumpărat. Și am făcut și noi la fel, numai că era de 7 ori mai mare. Făceau și rușii, pentru că puteai fura. De la un punct încolo, spionajul nu ajută. Pentru că ai nevoie de mai mult decât atât. Și ce vreau nu să spun și legat de ce se întâmplă acum e că, sigur, bun, rușii pot face foarte mult rău, pot ucide mulți ucraineni, ne pot pune, toată lumea pe jar. Dar nu au tehnologia pe care o are Occidentul și nu au tehnologia pe care o are America, pentru că ea s-a dezvoltat într-o lume liberă. Și cred că sunt anumite tehnologii pentru care e nevoie de libertate. Adică nu cred că dezvoltarea tehnologică e insensibilă la politică. Nu cred lucrul ăsta. Și ăsta e lucrul pe lucrul privința căruia aș vrea să spui tu ce crezi. Păi mai întâi o să spun ce crede Putin. Ah, da. Da. M-a interesat foarte tare. Ce crede Putin? Da. A fost întrebat Vladimir Putin dacă admiră ceva la americani. Mă rog, după ce i-a jurat în toate felurile, i-a făcut cum e obiceiul, dar ceva bun e la ei? Dom'le, știți ce a răspuns cimpanzeul sângeros? A răspuns, este extraordinară creativitatea americanilor prin care ajung să avanseze cu viteză extraordinară în știință și tehnologie. Păi și asta nu ține de libertate? Nu, eu spuneam asta că stupefiant faptul că știe foarte bine domnul Putin cum se realizează creativitatea și anume prin libertate,
În orice știu domeniul ăsta. Cred că și spune că un institut pe care îl ții sub cheie și în care controlezi totul poate produce asta dacă forțezi. Sigur că așa acționează. Așa acționează că așa e formatată mintea lui de KGB-ist. Dar eu ți-am dat exemplu de un răspuns al lui Putin care arată că este conștient de acest decalaj. Lucru. De decalaj și n-a spus numai că, mă rog, n-a contrazis numai vorbirea lui Nikita Hrușciov, că e, socialismul e groparul capitalismului. Așa, în felul ăsta. Și că e cu un pas înainte, adică în groapă. Păi și-au zis că în câțiva ani îi depășește și întreg Hrușciov. Nu, vorbesc de Putin acum. Da. Deci, nu, ideea este asta cu libertatea și creativitatea. Uitați-vă de pildă la China. China e mare, nu? Și e mare, are armată, are industrie, are PIB-ul lumii. Da? China n-a creat nimic. Punct. A creat acum 5.000 de ani, a făcut praful de pușcă, a făcut o grămadă, rachetele și așa mai, a făcut multe, acum 5.000 de ani. Actualmente, China nu a creat nimic. Tot ce fabrică China este pe patente occidentale și în special americane. Deci, creativitatea rezultă acolo unde este libertate. Și aici, Galilei are la termodinamică, vorbește despre entropie, despre legea creșterii entropiei, adică dacă un sistem este pus într-o stare specială, o stare ordonată, acel sistem tinde întotdeauna să părăsească acea stare ordonată, pentru că ea nu e naturală. Și să se întoarcă la starea naturală, care este starea de arbitrar, de haos, de hazard. Același lucru se întâmplă cu democrația și cu dictatura. Mecanismul e același. Democrația este un sistem nenatural, care trebuie menținut în mod artificial. El nu trăiește. Este ca o plantă sau un copil care trebuie crescut, trebuie să ai grijă de el. Dacă nu, moare. Moare, adică se întoarce unde? La ce înseamnă dictatură? Dictatură înseamnă anomie, înseamnă lipsa ordinii, înseamnă dezordine totală. Ce înseamnă dictatură? Un ins poate să facă orice. Asta poate să facă Putin acum. Ce vrea el? Da? Nu există bariere care să-l oprească. În democrație, care nu e naturală, respectivul ins care e la putere, domne, trebuie să țină seama și de o femeie pe care ar putea să o zdrobească cu pumnii, așa cum fac rușii și legea în Rusia aprobată de domnul Putin spune că nu e nicio problemă în legătură cu violența domestică, cei cu dizabilități, cei sărați, cei defavorizați, pot avea cuvântul lor, pot să influențeze la un moment dat mersul acelei societăți. Au și ei acolo un rol în societatea care funcționează ordonat. Deci entropia este scăzută în societatea democratică. Există ordine. În democrație dispar aceste reguli la care se supun toți și apare jungla. Apare anomia, apare haosul. Asta ca să fac o paralelă între entropia din termodinamică și entropia în societate. Dar voiam neapărat să mai spun ceva despre cunoașterea asta noastră în general și despre smerenie. Dom'le, tot ce știm noi, mi se pare că știm mult, nu, Vlad, în momentul ăsta. Relativ. N-aș spune. Teoria relativității, știm. Mecanică cuantică, termodinamică. Tot ce nu prea știm, bine să le așezăm în altele. Știm multe, biologie, geodezie, știm o grămadă de lucruri, foarte multe. Despre ce știm lucrurile astea? Știm inclusiv cosmologie. Cosmologie și fizică cuantică. Știți despre ce știm? Despre 5% din univers.
Atât. Tot ce știm noi se referă la 5% din univers. Universul este alcătuit, ăsta de 93 de miliarde de ani lumină, este alcătuit așa. Vreo 70% este dark energy, care nu știm ce este, așa e numită. Putea să se numească trilă sau slagă. Tot aia era. Dark energy. Nu știm ce este. Ea este dedusă, energia întunecată, și materia, alt concept, dark matter, ele sunt deduse din comportamentul galaxiilor. Observat cum se mișcă galaxiile. Da, iartă-mă, fără legătură între ele. Adică amândouă sunt întunecate, dar nu au legătură între ele. Fiecare e întunecată în felul ei. Da, dar amândouă sunt grupate sub lambda. Corect? Deci amândouă reprezintă echivalentul celebrei constante cosmologice a lui Einstein, lambda, prin care el încerca să rezolve o problemă. Intrase în faza normei, agățării de normă, și nu accepta ceea ce îi spuneau propriile ecuații, tensorii pe care el îi făcuse cu mare greutate, că a trebuit să îi întrebe pe Ricci, pe Levi Civita, că nu știe, el nu știa matematică foarte bine, Einstein. S-a antrenat ca să avea idei fizice extraordinare, dar nu știa foarte bine matematică. Și s-a chinuit cu tensorii ăia ca să ajungă la concluzia că universul e dinamic. Să mișcă, e... să umflă, să strânge, e dinamic. Ori lui nu-i convenea așa ceva. Nu-i plăcea toată structura lui, cum se formase el ca om și ca gânditor, îl ducea spre ideea de univers static. Și atunci el a introdus acest lambda, constanta cosmologică, care contrabalansa, de fapt, dinamicitatea acestui univers. A venit de un univers static, un univers plat. Da? Nu despre Einstein vreau să vorbesc. Energia întunecată și materia întunecată, despre care nu știm ce sunt, sunt deduse din niște date de observație astronomică și au fost numite așa aceste fenomene, ocupă 95% din univers. Materia asta din care suntem făcuți noi, stelele, sistemul solar, galaxiile, praful interstelar, materia barionică, adică asta cu protoni, cu neutroni, materia ordinară, să-i spunem, e 5%. Tot ce știm noi despre lume se referă la 5% din ea. Ce e 95%, habar n-avem. E poezie. Poezie care se dezvoltă în ciuda lui Edgar Allan Poe și a Dull Realities, se dezvoltă extrem de frumos. Au ajuns acum la multivers. Nu e numai un univers, sunt mai multe. Și la ce idee au putut să ajungă cu indeterminismul? Deci între impredictibilitate și indeterminare e o diferență pe care Galilei o stipulează aici. Deci una este impredictibilitatea, adică nu știm cu precizie unde se va afla electronul care are o anumită viteză. Trebuie să asignăm totdeauna o probabilitate. Nu știm cu precizie. Asta este impredictibilitate. Indeterminism înseamnă că nu putem determina cu niciun chip, cu niciun fel de probabilitate, care e poziția electronului respectiv. Ca să rezolvă problema asta, au creat ideea de multivers, mai multe universuri, în fiecare dintre ele fiind determinist, numai că multiversul care rezultă este impredictibil. Dar salvăm în felul ăsta determinarea. Deci asta este poezie. Nu se smulge inima poetului din piept. Nu, cum să spun, sunt deja... Se duce, teoria fizică se duce spre lucruri foarte frumoase din punct de vedere literar, dar care nu mai au corespondentul realitate. Aici asta pe care o spui tu, mie nu mi se pare o poezie, mie o să arăt tâmpenie, dar în fine. Altele sunt care? Cu multiversul care apare la fiecare venit. Știu, așa scrie pe hârtie. Nu, stai puțin. E una din interpretări. Da. Dar în particular, mie mi se pare, mie ca persoană, pe persoană fizică.
Așa? Pe persoană fizică, pe persoană tâmpenie. De acord cu tine, doar n-aș... Pe persoană fizică. Dar da. Mie nu mi se pare o tâmpenie, pentru că ea are o valoare, dragul meu. Valoare. Are o valoare poetică. A, nu, nici pe nu. Nu, mie nu mi se pare. Mai multe valoare. Universuri, paralele, undeva, nu, cândva. Poate ne vom iubi și în universul celălalt. Bun. Sună frumos. Depinde de gustul poetic al fiecăruia. Acum, orele sunt înaintate. Da, bun. Asta e. Cine a rezistat, a rezistat. Vreau să zic câteva cuvinte. O să vină și niște întrebări pe semne. Da, da. Atâta. Despre, uite, nu părerea mea și ce spune Alcariu despre onestitate. Cu asta vreau să închei, că totuși am început cu... Nu? Da. Bun. Încrederea în știință nu vine din certitudine, ci din însăși deschiderea ei față de incertitudine, punând mereu sub semnul întrebării ceea ce înțelegem și fiind pregătiți să înlocuim acea cunoaștere cu o înțelegere mai profundă dacă apare ceva mai bun. În alte sfere ale vieții, această atitudine ar putea fi considerată capricioasă, nu și în știință. Progresul științei depinde de atașamentul statornic față de onestitate și îndoială. Eu atât am avut de spus despre onestitate în chestia asta. Dacă mai ai ceva de spus, spune și după aia cred că vor fi câțiva care sunt, câțiva dintre spectatori care vor vrea să spună întrebări. Vin la onestitate, la ultimul capitol, aici, sau penultimul, dar înainte de asta mi-am notat așa ceva pe aici în legătură cu ce mi-a trezit cartea asta în minte. Și vreau totuși să vi le spun, dacă tot m-am gândit la ele. Vă spuneam despre a citi. Și despre, la începutul discuției noastre, vă spuneam că asta poate fi un răspuns dat morții. Prin a înțelege. Pe scurt, nu vreau să mor prost. Așa. E, dar... a citi, de pildă, știți ce fac eu câteodată? Citesc cărți în limbi pe care, sau texte în limbi pe care nu le cunosc. Da, fac și acest exercițiu. Citesc în poloneză, de pildă. Jibce, bibce, bage, comandorge. Fac un efort mental să-mi închipui, să creez imagini din cuvinte al căror sens nu-l cunosc, dar încerc să îl dau eu acest sens, fără să am sensul inițial. Și nu faci legătura cu rusa, puțin? Dacă citești în polonă câteva cuvinte din rusă. Da, sigur că da, cum să nu. Mă znaem ruski alfabet. Deși ar trebui în clipa de față, sună rău ce o să spun pentru știință și ce vorbim acum, ar trebui să nu mai rostim niciun cuvânt în rusă. Ar trebui să uit că știu ceva rusă și să nu mai vorbesc în limba asta. Am auzit tot felul de zicere acum, diversi sfertometrodocși pe la televizor, așa, care zic, domne, dar Dostoevski, domne, Tolstoi, domne! Păi ce mătă are Dostoevski și Tolstoi cu oamenii aia care sunt omorâți acum, acolo? Ce, adică ce Dostoevski? Treaba lui Tolstoi și a lui Dostoevski, i-au scris și au scris. Ce legătură are? Justifici crimele astea prin faptul că rușii au într-adevăr niște elite culturale și științifice extraordinare? Au, dar e o fractură imensă la ei. Așa e poporul ăsta. Între elite și masă este o fractură extraordinară. Masa e nevul mediu. Masa e nevul mediu. E primitivă, e incontrolabilă, este animată de ceva ce în rusește, trebuie să spun, se numește bunt. Bunt. Știți ce înseamnă termenul ăsta? Înseamnă furie oarbă, pată neagră dezlănțuită a mulțimii, care nu mai rezistă nimic. Și dacă tot vorbești, mai e un cuvânt în rusă care se potrivește cu obsesia lor. Agromnui. Agromnui. Da, te rog, traduc. Mare, enorm, monstruos. O statuie a lui Lenin într-o piață, e agromnaia. Da, sensul lui agromnui nu e dincolo de mare ca dimensiune. E măreț.
sensul e de măreț. Da, la ei lucrurile trebuie să... Cel mai mare pitic din lume este în Uniunea Sovietică. Asta era, la un moment dat, ideea. Da? Într-adevăr, mare. Poftim? Ăla din frigider, piticul din frigider, da. Deci, asta cu ar trebui, cum să zic, eu nu mă mai pot uita acum la un film al Mihalkov. Un om pe care l-am divinizat, nu? Pentru 5 zile din viața lui, nu, câteva zile din viața lui Oblomov, pentru Pianina Mecanică, pentru Piat Veceri, pentru capodopere pe care le-a făcut. Nu mă mai pot uita. În momentul de față, așa cum nu mă mai uit la un meci, la niciun meci al lui Novak Djokovic. Nu mai pot. Nu spun că așa e bine, nu spun că așa trebuie făcut, dar depășește puterea mea de a fi rațional. Și avem și noi stomac. Avem și noi stomac. Da, avem. Deci, de asemenea, vreau să vă mai spun două lucruri aici la care m-am gândit. Gândirea asta despre care spune că e o prostie, Vlad, și are dreptate, dar să știți că prostia are un rol extraordinar în artă. Gândiți-vă puțin la începutul Micului Prinț. În pagina a doua este e o linie, după aia urmează un pătrat aproximativ și din nou lipită jos încă o linie. Și explicația este șarpe boa care a înghițit un elefant. Da? Ce e asta? Asta este o prostie. Numai că prostia asta e artă. E artă și trezește în tine în emoția sensibilă pe care ți-o trezește acest lucru, care nu ține seama de nimic din regulile rațiunii. Sau când spune Nichita Stănescu, când spune că peștii sunt umbra stelelor cu coadă. Da? Cometa e cometă, știm ce este, se supune logilor lui Newton, corectate de Einstein, are un cap gazos în care pot să fie particule de gheață și așa mai departe. Ce spune Nichita Stănescu? Sunt peștii, deci peștii când îi vezi de sus, nu? Prin apă, cum se mișcă, le vezi spinările, el spune sunt umbra stelelor cu coadă, cometele mișcându-se își au ca umbră peștii în apă, o prostie. Ce au cometele cu peștii? Aici nu sunt de acord cu tine. Cu ce nu ești de acord? Astea nu sunt prostii, astea sunt metafore. Păi eu ce spun aici? Păi nu, dar tu nu ești de acord cu mine. Păi nu, pentru că tu vei dilua sensul în care eu spun că treaba cu lumile paralele aici e o prostie. De ce să fie o prostie, dragul meu? Sună, din punct de vedere artistic, foarte frumos. Ok, eu avem aici chestiune de ordine estetică care nu se mai discută. Bine, ok, așa. Și mai voiam să vă spun doar că mai fac ceva, mai fac o operațiune, mă uit de pildă la un tablou, o oră. Ați făcut vreodată asta? Să vă uitați la un tablou, nu 3 minute, 5 minute, un sfert de oră, o oră. Și să încerci să te uiți la fiecare element al acelui tablou. Să-l iei centimetru cu centimetru. Știi ce se întâmplă? După o oră intri în lumea din tablou. Nu numai în lumea de vopsea pe pânză, acuarelă, ulei, ce este acolo. În lumea din care s-a născut tabloul. Că omul ăla care l-a pictat a trăit într-o lume pe care a văzut-o, a simțit-o și acolo în tablou el o reconstituie, o reînchipuie. Iar eu intru în lumea aceea. Deci faceți acest experiment. Nu vă recomand să citiți cărți în limbă care nu le cunoașteți, asta e cam dur, dar încercați să vă uitați o oră sau măcar o jumătate de oră la un tablou. Și să vedeți ce se întâmplă. Bun. Cu onestitatea și ce zice aici Calili. A gândit ca un fizician. Da? Bun. Aici, îți spuneam, o să încep cu greșeala.
Îmi pare rău, Vlad, dar ăsta sunt eu. Aștept, aștept. Ți-am spus că sunt ambarcațiune polineziană, nu sunt crucișoare mascoare. Se numește frumos și elegant în franceză trouble fête, în românește muci în fasole. Deci, ce zice aici? Ce a făcut o greșeală, Calili, pe care și-o recunoaște. A proiectat o aplicație pe net, a dat-o oamenilor să o utilizeze ca să-și calculeze poziția. Așa, după care a constatat că a greșit și foarte onest omul a ieșit și la televizor și a spus am greșit. Deci n-a încercat să o dea la întors, așa cum se practică... Păi gunoiul sub covor. Gunoiul sub covor, așa cum se practică pe plaiul Carpato-Danubian. La noi, primul reflex, prima grijă este cum să te scoți. În momentul în care ai zbârcit-o, păi cum mă scot? Eu nu știu, poate altul, eu nu sunt vinovat. Asta e prima chestiune. Omul ăsta vine și spune, nu domne, din filozofia științei face parte și această operațiune. Și în asta constă și forța științei. Și aici el citează, fără să spună cine, el spune așa, aici știința se deosebește de politică, cât de des ați auzit pe politicieni recunoscând fără înconjur că au greșit. Citează. Citatul ăsta nu e al lui Jim Calili, este al lui Carl Sagan. Carl Sagan spune, printre noi, oamenii de știință, e posibil, la un moment dat, suntem oameni, să ne încăpățânăm și să ne agățăm de lucruri greșite. Dar până la urmă, comunitatea științifică duce la recunoașterea greșelii, la corectarea ei și la mersul înainte. Vă rog să-mi spuneți când vă amintiți că s-a întâmplat asta ultima dată în politică și în religie, spune Sagan. Și e important și în religie, pentru că nici în religie, ați auzit, de recunoașterea unei greșeli? În religie, în doctrină, în Biblie. Cel mult se recunoaște odată la câteva sute de ani că avea dreptate și Galileu ăla pe acolo când și Copernic ăla parcă nu era, tot lui Giordano Bruno n-au ce să-i facă pe la o ars păruc. Dar în general nu se recunosc greșelile în politică și în religie. Poftim? Da, nu și asta. Este un moment în care n-am mai ce să mai spună. Da. Era un subterfugiu. Da, sigur că era un subterfugiu, adică el era un criminal și a considerat că dobitoc e ceva mai bine decât criminal. Da? Da, aia a spus-o. Bun. Acum însă, pe lângă multele lucruri bune pe care le spune domnul Calili aici, ăla mi-a plăcut mult cu mecanicii cuantici. Expresia este extraordinară, știi? Nimeni n-a spus până acum mecanici cuantici, ca mecanici de locomotivă. Și acolo ideea e foarte bună. Mereu se spune mecanica cuantică, mecanică cuantică, dar mecanici cuantici. Și are foarte mult sens ce spune el, ăsta al regulii, al rețetei, adică știm cum să face, știm unde băgăm fierul în apă, dar nu trebuie neapărat să avem teoria multiversului și teoria stringurilor și a superstringurilor pentru asta. Că de asta spune el acolo. Însă aici spune așa, recunoscându-și greșeala, dar spune după aceea, suprafața Pământului are formă de geoid. Wrong! Suprafața Pământului are forma pe care o are. Suprafața fizică a Pământului diferă de cea geoidală, suprafața geoidală, astea sunt modele, modelul de geoid, modelul de elipsoid. Primul model de-a lungul timpurilor a fost de ceva inexistent, sferă. Primul model a fost sferic al Pământului, după care s-a rafinat și s-a ajuns la modele mai apropiate de realitate. Bă, perfect, aveți dreptate. Și era sprijinit pe niște broaste țestoase. Mergeai până la margine și cădeai în cap de la marginea lui. Foarte corect. Primul Pământ era plat. Exact. Suprafața fizică a Pământului are variații de la 8.884 de metri cât este înălțimea Everestului până la adâncimea gropii Marianelor, adică 10 km. În vreme ce, asta știam, dar altă nu știam,
mi-am notat aici, este cam de la 78 de metri în Islanda și 106 metri în sudul Indiei. Astea sunt extremele de marja în cazul suprafeței geoidale. Și ce înseamnă suprafață geoidală? Înseamnă că dacă lași oceanul, este suprafață geoidală, dacă nu bate vântul și nu sunt maree. Pentru că se presupune că acționează doar forța gravitației și forța centrifugă, forța rezultată din rotație. Și suprafața geoidală este considerată ca având potențial egal în orice punct al ei. Ca să o extinzi la suprafața Pământului, faci un experiment mental și sapi niște canale mici prin continente și lași apa să se ducă acolo pe principiul vaselor comunicante și o astfel de structură a Pământului este geoidală. Deci nicio legătură între suprafața fizică, cum spune aici domnul Galili, suprafața Pământului nu este geoidă. Dacă eu spun că o minge de fotbal are formă sferică, n-ai să fii de acord. Adică, aici... Nu, e o combinație de hexagoane cu sute între ele. Da, nu e formă sferică. Bun, de acord. Dar e o aproximație. Nu e, Vlad, nu e nicio aproximație. Suprafața Pământului este un geoid. Aceasta este o greșeală. Nu, a spus, are formă de geoid. Suprafața Pământului nu are formă de geoid. Bine, dacă prin formă înțelegem o aproximare, dacă eu spun că minge de fotbal are o formă sferică, bun, sigur, aici intrăm în niște detalii. Elipsoidul de rotație, adică modelul anterior geoidului, e suprafața Pământului? Nu. Păi și atunci geoidul de ce e? Că e tot o construcție abstractă ca și elipsoidul de rotație. Păi, stai. Nu, în fine, vorbim despre o corespondență pe care o facem între lumea ideilor și așa cum un cerc, într-adevăr, nu există decât în lumea ideilor, dar dacă eu îți desenez o mare formă de cerc, nu e bine, nu l-am desenat bine. Te rog eu frumos, renunță, ți-am mai spus și data trecută, las-o, suprafața Pământului e cu dealuri, cu tufe, cu bălți și geoidul este ce spusei. De acord, dar dacă eu am o rezoluție mai slabă, se mediază. Bun. Nu, păi și eu de același timp cu tine. Bun. Poate că avea ceva frumos ca să trecem în dușurile. Avea ceva frumos spus aici. Aici a spus un lucru foarte frumos și m-a gândit tradus pe tine. Mersi. În cazul credințelor, Domnului poate fi mai la fel înțeles, da? Se simte gheara maestrului. Se simte că știi despre ce e vorba. Ia microfonul, Cristian. Deci, spune foarte frumos, în cazul credințelor ideologice e folosit adesea termenul de disonanță cognitivă prin care se înțelege. Și aici vine cea mai bună definiție a disonanței cognitive. Ați auzit de termenul ăsta? L-ați văzut? E, uite ce definiție dă. Disconfortul mental resimțit de cel pus în fața unor dovezi contrare opiniilor sale ferme. Perfectă definiție, da? Așa. Și aici, așa, iar superb, asta merită reținută. Când se întâmplă așa, publicul rămâne cu impresia, vorbește ceva important aici. Vorbește de chestia aia, când apar lucruri confirmate de sute și zeci de ori, cum spunea Vlad, domne, e clar, respectăm experimentele, așa e, teoria se confirmă, vine unul și zice, domne, dar a zis un savant din Minnesota, care era și bolnav de epilepsie, a avut un moment de iluminare și a spus că nu e așa. Și vine imediat un comentator la televizor care spune, sunt păreri și păreri. Pune, vorbește în microfon. Mai vedem. Sunt păreri și păreri. Da. Adică, ăsta e o modalitate de manipulare pe care o puteți vedea
la televizoarele noastre de nu știu câte ori, da? Deci ai oameni de știință serioși din întreaga lume care vin și îți spun niște lucruri și apare un ins ceva de până America, care de fapt el se ocupă, e medic veterinar, dar se ocupă și cu fizica în timpul liber și care ne spune el. Și vine imediat și spune, domne, lucrurile sunt împărțite. Părerile sunt împărțite. Părerile sunt împărțite. Păreri și păreri. Da? Asta e modalitatea. Dar nu trebuie să fie neapărat din America, poate să fie și de aici. Cu predilecție din America, pentru că noi îngenunchem, le sugem ciorapii americanilor. Asta este problema noastră. Așa i-a auzit pe ăștia pe net. Asta e. Deci tu l-am îngenunchiat, ai îngenunchiat pe dreacu. Când te îmbolnăvești de cancer, te duci la clinica aia din Statele Unite care e în stare să te vindece și de, moarte în momentul de față. Deci ăia acum, în America, iau omul mort și îl fac viu. Îl aduc mort cu infarct 90% din inimă, în moarte clinică și îl fac în vie. Pentru că e libertate, pentru că e creativitate și pentru că sunt și bani. Apropo de... Dar au venit din libertate și din creativitate. Banii sunt libertate, adevărat, nu ca dincoace. Și uite ce spune omul ăsta aici și zice foarte bine. Lăsând la o parte greutatea dovezilor științifice, diferența dintre cineva care susține că modificarea climei e reală, deci tema predilectă a Trumpului, da? Și foarte emblematică pentru ceea ce discutăm, da? Climate change. Zice așa, Calili, diferența între cineva care susține că modificarea climei e reală și cineva care o neagă este că primul speră să se înșele. Nu? Extraordinar. Asta e foarte frumos și e foarte adevărat. Superb. E foarte adevărat. În vreme ce ălălaltul nu poate fi clintit din convingere. Asta este poate experiența cea mai sinistră pe care am avut-o în ultimii ani la cote maxime. Lovirea cu capul de un zid de beton. Mă, oameni la care nu ajunge nimic. Black holes. Total, nu pătrunde nimic. Lumină. Nu poți să, orice ai încerca, orice argument ai aduce, știi ce fac? Îți transformă orice argument în contrariul lui pe loc. Și îl asimilează și îl transformă pe loc în contrariu. E imposibil să ajungi la mințișoarele lor. Și eu, ca profesor, am fost profesor niște ani de zile, decenii, am această, cum să spun, pornire și poate chiar mândria mea personală de a încerca, să știți că eu m-am apucat să explic concepte matematice unor șoferi pe basculantă când lucram pe teren. A fost foarte important pentru mine să încerc să văd momentul ăla în care omul se vede sclipind o luminiță, știi? Când îi spui, bă, vezi că ea adună numerele de la 1 la 100. Păi e greu, șeful. Păi îmi ia două zile. Nu! Îi o rezolvi imediat. Păi cum? Păi uite așa zic. Ia vezi, scrie-le 1 sau de la 1 la 10, că de până la 100 e prea lung. Și atunci o scurtezi ca să înțeleagă. 1, 10. Ia, în loc să adun 1 cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, ia adună 1 cu 10. Cât fac? 11, șeful. 2 cu 9 cât fac? 11, șeful. 3 cu 8 cât fac? 11, șeful. Da? Câte perechi din astea ai? Păi atâtea. Păi nu ai de făcut decât o mulțire. Și ai aflat. E, și momentul ăla în care omul ăla care este redus, cum vă spuneam, la pătratul lui, mai degrabă decât la cercul lui, la pătrățelul lui de viață, care nu are acces, nici nu vrea să aibă acces la știință, la artă, la astfel de lucruri. Momentul în care îi sclipește ceva în ochi și un anume regret că n-a, că e atât de departe de el, simte că acolo e ceva extraordinar, ceva peste viața lui, peste pătrățelul în care trăiește, dar că nu-l va atinge niciodată. Pentru că a trecut timpul și nu o să mai poată. E, asta este ce spune domnul Calili. Unora le pare rău atunci când spun lucruri groaznice. Cristian, îți mulțumesc. Și eu, Vlad. Mă bucur, uite, dar i-am ținut aici pe
Nici nu știu, habar n-am. Două ore și ceva. Da. Totuși, hai să punem și o întrebare. Da, asta vreau să vă zic. Câteva întrebări, să zicem, câteva, da. Bună seara, Andreea Stoica mă numesc, de la profesorii Drăzniți. Mă bucur mult să fiu în această seară aici, enorm de mult, și pe această cale vreau să vă mulțumesc că existați și că, nu știu, aduceți idei în lumea asta foarte cenușie și discutăm lucruri extraordinare care contează și sunt oameni care urmăresc toate lucrurile acestea. Și pornesc de la ideea discuției cu matematica și curioasă domnule Tudor Popescu. Ce părere aveți vis-a-vis de ce spunea Carl Sagan la un moment dat? Eu am rămas cu ideea asta. Eu am pierdut și eu la rândul meu trenul matematicii, am terminat actorie și dacă aș fi descoperit știința într-un mod mai frumos când eram mică, probabil că la cât de pasionată sunt, aș fi mers pe drumul acela. Și am rămas cu o idee vis-a-vis de matematică pe care o transmit și copiilor. Spunea Carl Sagan la un moment dat că matematica este limbajul prin care un om, o ființă rațională, poate să comunice cu extraterestri. Da, exact. Într-un mod, să zic așa, absolut nedovedit, netestat, dar dacă extraterestrii ar exista, ar putea comunica prin matematică în orice punct al universului, s-ar afla. Și mai am o întrebare. Ce considerați dumneavoastră că este matematica atunci în raport cu natura? Pur și simplu, sunt foarte curioasă, pentru că și eu am considerat mereu că este un limbaj și sunt curioasă. Mulțumesc foarte mult, mai am multe întrebări, dar doar o să mă urmăresc de acum încolo. Da. Păi nu am cum să fiu de acord cu Carl Sagan, pe care îl admir de altfel, pentru că tot ce am spus eu aici vreme de două ceasuri contrazice exact ideea asta. Cum să comunici cu extraterestri? În ce matematică? Matematică înseamnă numere. Da? Simboluri. Cum să comunici? Ăia, câte degete au ăia? V-am spus că dacă... Câte? Deci, nu. Dimpotrivă, comunicarea trebuie să meargă în precedenta întâlnire pe care am avut-o cu Vlad. Vorbeam de o poveste a unei rusoaice, o autoare de science fiction, Valentina Juravliova, care vedea ca modalitate de comunicare cu extraterestrii transmisia spectrală, modificarea spectrului stelei respective în mod artificial. Pentru că elemente în univers, ce în universul ăla de 5%, adică în cartierul ăsta micuț în care trăim noi, da, despre ăsta vorbim. Nu sunt comune nici numerele, nici figurile geometrice, nici teorema lui Pitagora, care nu e valabilă întotdeauna. Nu astea sunt comune. Comune sunt elementele. Din câte putem ști până în clipa asta ca analiză spectrală, în universul observabil, elementele astea sunt, adică hidrogen în cea mai mare parte, heliu, litiu după aceea și elementele grele, în proporție de 1%. Și comunicarea se poate face, după părerea mea, exact așa, cum spunea Valentina Juravliova, prin secvențe spectrale de elemente care sunt comune universului. Matematica, nu știm matematica extraterestrilor, nici nu știm dacă au o matematică. Poate că ei interacționează altfel cu lumea, cu materia, decât prin intermediul matematicii. Și a doua întrebare? Ce este matematica? O formă goală. Empty. Goală. Nu conține nimic. Matematica nu înseamnă decât relații. Nimic altceva decât relații. Matematica nu conține nimic. Ba da, poți să greșești? Nu. Poți să greșești în alcătuirea unor relații după propriile reguli pe care le stabilești. Matematica lucrează după regulile pe care și le stabilește ea. Că nu le stabilește nici Dumnezeu, nici natura. Poftim? Atunci conține ceva. Nu. Matematica nu conține nimic. Ea poate fi aplicată tocmai pentru că e o formă
de relații, o sumă de relații, ea poate fi aplicată în mai multe părți ale naturii. O aceeași lege exprimată matematic se poate aplica în biologie, se poate aplica în sociologie, se poate aplica în fizică. Iată, eu am făcut adineauri o extrapolare, am plecat de la o lege fizică, legea creșterii entropiei, și m-am dus în sociologie, da? În dictatură. Formă, deci este o formă fără conținut, care trebuie însă... Nu faci universală dacă tot mai se aplică în biologie, în chimie. Se aplică universală 5%. La 5%, ăsta e scula, alta n-avem. Da? Mai bună n-avem. Stai, Dumnezeu, înțelegeți-mă. Noi astea credeți că eu disprețuiesc matematica? Sau ce? Din potrivă. Păi limbajul ăsta, matematica, este lipsită de conținut și așa și trebuie să fie. Dar ea trebuie să fie un lucru foarte greu. Trebuie să fie consistentă cu ea însăși. Trebuie să-și respecte regulile pe care ea însăși le creează. Da? Adică un sistem axiomatic trebuie să fie complet non-contradictoriu și independent. Dar astea sunt regulile pe care le creez eu. Bun. Bună seara. Toată discuția din această seară mă duce cu gândul, poate involuntar, la Albert Camus. Pentru că ajung la concluzia oarecum că lumea este absurdă. Dacă dumneavoastră poate împărtășiți această idee, atunci cum ne luptăm cu absurdul existenței? Și cum a spus mai devreme că lumea ar putea să fie irațională, că nu are rațiune, atunci cum ne luptăm cu lipsa ei? Am spus că nu există rațiune. Nu există rațiune, da. Este într-adevăr, da. Atunci cum ne luptăm ori cu absurdul existenței, ori cu lipsa de rațiune a acestei lumi, sau dacă chiar merită să ne luptăm sau nu cu acestea, sau să trăim liniștiți până la adânci bătrâneți, să ne așteptăm moartea aceea și să încercăm să jucăm jocul ăsta cu ipocrizie și cu falsitatea care ne înconjoară oricum. Merită sau nu merită? Mulțumesc! Să zic eu la dumneavoastră, noi suntem inventatori de sensuri. Ori talentul de a inventa sensuri diferă de la persoană la persoană. În toate astea, de fapt, e o artă de a supraviețui. Dacă n-aveți o credință foarte puternică, religioasă, atunci, sigur, vă îmbrățișați și cu asta s-a luat problema radical. Dar dacă nu aveți așa ceva, puteți găsi sensul, de pildă, în... Nu știu, puteți să scrieți poezie, dacă vă place ce scrieți, nu este minunat. Aveți bun, pe bănuiam. Puteți să vă ocupați de lucruri, puteți să fiți un om generos, puteți să doriți altora, puteți să vindecați oameni. Toate astea sunt sensuri pe care noi le dăm vieții noastre, dar noi ne inventăm un sens al vieții. El nu există, el nu ne pică din cer, nu e ceva dat. E ceva ce noastră puteți inventa. Ca să vă asigurați, cum să spun, o viață neimbecilă. Asta e tot, pentru mine cel puțin. Dar și o liniște, de fapt. Da! Acum, nici o liniște exagerată, iertați-mă, adică trebuie să fiți și puțin neliniștiți până la atunci bătrânețe. Acum, dacă sunteți așa perfect liniștit, iar credeți în altă poveste care ține de religie. Trebuie să fiți și neliniștiți. Da. Cam asta e, scuzați. Da. Sigur că te poți confrunta cu asta, cu sentimentul ăsta al absurdității, în orice moment. Gândiți-vă, de pildă, la... Este extrem de simplu. Spuneți un cuvânt, dumneavoastră. Ce cuvânt doriți? Carte, da? Perfect. Rostiți cuvântul ăsta de multe ori. Carte, 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 ca... Vedeți că el începe să sune straniu? Nu, începe să sune absurd. El, la început, pentru că suntem obișnuiți cu ce se află în spatele cuvântului, mi se pare rău, carte. Dar dacă îl tot rostim de un număr mare de ori, constatăm că acest cuvânt
este absurd, sună straniu. Putea să se numească și, nu știu, Masca's Plus, nu carte. Da? Îi pierdem acest sens pe care sens îl dăm noi. În spatele a orice este în jurul nostru, ne pândește absurdul. Totul este absurd. Dacă ne gândim suficient de intens și suficient de mult în timp la ceva, în spatele acelui ceva vom găsi absurdul, oricare ar fi acela. Da? Ia încercați, de pildă, să vă gândiți la un act sexual, mult timp, analizându-l, tot ceea ce se întâmplă în cursul actului sexual. Și faceți asta ore în șir. Nu veți mai fi capabili, după aceea, cel puțin o perioadă, să îl practicați. Poftim? Vreți rețeta inversă, da? Dom'le, nu știu. E mai ușor de stricat decât de reparat. Gândiți-vă, de pildă, dacă tot, uite, mi-a venit în cap asta cu actul sexual, gândiți-vă, vorbisem de 5%, ce cunoaștem 5% din univers, din jurul nostru. Da, rezumim, nu ducem atât de departe. Hai să ne la noi înșine. Ce cunoaștem din noi? Ce controlăm din noi? Da? Eu pot să ridic mâna asta, ailaltă, mâinile, picioarele, dacă nu sunt paralizat. Pot să dau din cap, pot să vorbesc, dar pot să-mi controlez ficatul, cum funcționează, pot să-mi controlez nivelul glicemiei din sânge, mental. Cu mâna pot să-mi, cu capul pot să-mi controlez mâna, s-o mișc, dar nivelul glicemiei nu pot să mi-l controlez. Nu pot să-mi controlez nici una dintre miliardele. Aici ne apropiem de megacosmos, de reacții biochimice, ca să nu coborâm sub nivelul chimiei, adică cuantic, să coborâm la nivel atomic, cuantic și așa mai departe. Nu, la nivelul chimiei, enzime, hormoni, tot ce se mișcă în corpul meu. Controlez eu ceva din toate astea? Dar nu pot să controlez nici gândurile. Foarte corect. Nici gândurile nu pot să mi le controlez. Uneori, cei care se îmbolnăvesc psihic suferă de pildă, e groaznică chestia asta, de idee fixă. Ți se înfige o idee în cap și nu poți să mai scoți. Trebuie să faci niște eforturi ca la extirparea unei tumori, ca să scoți ideea aia care, sau o imagine. O imagine, vezi ceva înspăimântător, de obicei, sau tușant, și după aceea nu mai poți scoate din cap eforturile. Nu-ți controlezi mintea. Ba mai mult, v-aș spune că eu sunt un raționalist până la demență. Cum mă cunoașteți? Există câteva momente în viața mea în care nu știu, eu știu în general tot ce am făcut, tot ce am scris, tot ce am vorbit, pot să explic de ce am făcut așa și nu altfel, care sunt originile acelei decizii, acelei scrieri, acelei vorbiri. Există însă niște momente în viața mea, niște pasaje din ce am scris sau am gândit, pe care nu mi le pot explica. Nu le găsesc rădăcinile în mintea mea. Nu știu cine le-a pus acolo. Nu reușesc, în ciuda, mă rog, disciplinei raționaliste pe care o am. Deci, ca să lupți cu absurdul, sau poți să-ți controlezi erecția? Nu poți. Nu poți. Poți să-ți controlezi somnul? Nu poți. Și eu știu ce înseamnă asta. E înspăimântător să nu poți să dormi. Și oricât ai vrea și ai strânge din dinți și ai sta în pat ore în șir, tot nu adormi. Dacă e să nu adormi, nu adormi. Deci, hai să ne gândim cât de puțin controlăm din ceea ce suntem și ceea ce e în jurul nostru și cât de absurdă arată lumea în cele mai mici elemente banale ale ei. Și să lupți cu așa ceva, din păcate, nu există altă sculă decât rațiune, care e proastă, e cum vreți dumneavoastră, e aproximativă, poate să greșească, dar alta n-ai. Eu nu văd cel puțin altă. Dă-mi voie, aici când folosești cuvântul absurd,
Absurdul nu există decât raportat la un sens pe care îl acceptăm în mod convențional. Absurdul în sine nu există. Pentru că el se raportează la ceva. E absurd în raport cu ceva. E absurd în raport cu un sens pe care îl presupui de la bun început. Da, absurd înseamnă că nu se supune regulilor rațiunii. Da, dar absurd poate fi și un comportament. Dacă eu acum aș face cine știe ce gest excentric, aș părea că ne aflăm într-o situație absurdă. Situațiile absurde pot fi generate și fără a viola rațiunea. Ele violează niște reguli. Care sunt regulile sunt dictate de rațiune. Nu, dar pot fi și reguli sociale, pot fi și de alt tip. Păi tot rațiunea le-a făcut șpala, regulile sociale. Sunt invenții. Păi și dacă sunt invenții, nu sunt creația rațiunii? Bine. Ok. Bun. Da. Cristian, au trecut 2 ore și jumătate. Dumnezeule. I-am ținut... Timpul, stați puțin, timpul. Timpul, 2 ore și jumătate. Trebuie să vă mai spun ceva. Nu poți să nu vă spui, doar o vorbă să-ți mai spun. În cartea asta și multe alte cărți pe care le-am citit și o să le mai discut cu Vlad, dacă o să mai vrea. Dacă o să mai exist? Dacă o să mai există, amândoi, așa. În cartea asta apare următoarea zicere, care este de la sine înțeleasă. Gravitația modifică curgerea timpului. Dacă potențialul gravitațional e mare, atunci timpul se va scurge mai încet. Dacă e potențialul gravitațional mai scăzut, timpul se accelerează. De asemenea, mai există o modalitate de a curge timpul altfel și anume viteza. Cu cât viteza crește, ne ducem spre viteza luminii, cu atât apare fenomenul de dilatare a duratei, adică încetinirea timpului. Și acum, astea apar în regulă, ne povestește Galilei, dar când vezi, de fapt, când povestește el cum este mai în satelit, dacă urci un ceas, zice în satelit, pentru că el este mai departe de centrul Pământului, e alt potențial gravitațional, dacă luăm în considerare și viteza pe orbită a satelitului, asta are efect asupra timpului, spune Galilei. Și eu vin și spun, nu. E groaznic ce spune. E înspăimântător. Deci eu mă apuc acum să-l contrazic pe Einstein. Nici mai mult, nici mai puțin. Așa. Mai ieftin n-o las. Deci, când te uiți atent, așa, ce vezi în spatele acestor propoziții? Ceasuri. Timpul se măsoară cu ceasuri. Ceasurile pot să fie analogice, pot să fie ca ăsta de la mâna mea, pot să fie ceasuri atomice, extrem de precise, cu vibrații ale atomilor de cesiu, de stronciu, da? Ceasuri pe bază de entanglement, de particule corelate și alea de mare precizie și mai departe. Dar toate astea sunt ceasuri. Ce e la un ceas? Păi, un ceas este alternanța zi-noapte, este venirea, flux și reflux, este orice fenomen periodic din această lume. Nu trebuie neapărat să am un ceas la mână sau un orologiu, o pendulă sau orice, sau un ceas digital sau un ceas atomic. Pentru că dacă ștergem toate ceasurile, e vorba de periodicitate. Nu e nevoie de periodicitate. Adică? Poți să ai o clepsidră. Da. Dar trebuie bun, câtă vreme, exact. Bun. Are clepsidra infinită e bună. Bine, clepsidra e infinită, măsoară timpul, clepsidra, dar e tot un ceas. Da? Și ba e periodică, trebuie întoarsă așa cum întorceai ceasurile alea vechi, înainte să te culci. Știi? La mână, taică-miu și întorcea ceasul. Făcea cârc ceasul la vechi. La fel de bine trebuie să întorci întorsul ceasului, întorsul clepsidrei.
nisipul este arcul din ceas. Da? Dar nu asta e problema. Problema este alta. Problema este că gravitația nu influențează timpul și viteza nu influențează timpul, influențează ceva material. Metalul, atomul, arcul, nisipul. Nu timpul. Nu timpul. Cine-mi demonstrează mie, poate așa, poate nu așa, că gravitația face timpul să scurgă mai încet. Eu nu știu decât un singur lucru, că ceasul ăla pus în satelit o să se miște mai repede, pentru că potențialul gravitațional, dacă e mai mic acolo, o să se miște mai repede decât dacă el e pe Pământ, dar se mișcă ceasul. Și noi nu avem altă modalitate de a intra în contact cu timpul decât fenomene materiale, ceasuri sau fenomene periodice. Timpul ca atare, noi nu știm dacă curge, nu știm dacă e mai repede, nu știm dacă este mai lent, nici nu știm dacă există. Și este foarte posibil să nu putem exclude asta, ca de fapt timpul nici să nu există. Nici spațiu nu știm dacă există. Noi spunem un metru, noi spunem 5 metri, spunem 5 kilometri, 100 de mii de kilometri. Universul are 93 de miliarde de ani lumină și continuă acolo. Ce sens are dacă se situezi în univers ideea de spațiu? Ideea de aici până aici. N-are niciun sens dacă concepem universul ca infinit. E, aici am problema asta cu domnul Einstein. Sunt de acord că gravitația și viteza pot modifica ceasurile, mersul unui ceas, dar nu demonstrează că ceva numit timp curge mai încet sau mai repede. Nu avem, pentru că e aici e problema definirii timpului. Dar dacă ceasurile tale, ai tot felul de ceasornice care funcționează pe principii diferite. Da. Și dacă ai o coerență în rezultatele pe care le obții, cu indiferent ce principii fizice... Dar eu sunt de acord cu coerența, dragul meu. Esențial e faptul că ai tipuri diferite de ceasornice. Și atunci da. Eu pot să... pot să induc... E o inducție pe care o fac, da? Că noțiunea de timp mă poate sluji, e coerentă cu treaba asta. Nu e legată strict de un mecanism particular al ceasului. Am spus. Dacă am diferite tipuri de mecanism. Toate aceste mecanisme au în comun faptul că sunt materiale, sunt alcătuite din atomi, din protoni și neutroni. Indiferent că sunt clepsidră sau ceas. Dar măsurarea timpului se bazează pe fenomene fizice diferite, în fiecare caz în parte. Și ce dacă? Eu am spus doar atât, că influența pe care nu neg, a gravitației. Nu m-am apucat acum să neg relativitatea generalizată sau cea specială ale lui Einstein. Nu! Spun doar atât, că efectele se manifestă asupra materiei și nu asupra a ceva nedefinit. Pentru că nu e o definiție a timpului. Nu există o definiție a timpului. Asta e adevărat. Și atunci se folosește în ecuațiile lui Einstein când spui timp, acolo poți la fel de bine să spui masca splas. Asta e marea problemă. Ceea ce nu înseamnă că ele nu au coerență și că nu pot fi confirmate experimental până la un punct. Da? Se poate asta. Dar tot nu știm ce e timpul. Einstein nu ne spune ce este timpul. Einstein ne spune că materia învață timpul și spațiul să se curbeze și spațiul timp învață materia cum să se comporte. Dar nu ne spune nicăieri ce este ăla timp. Și nu e cu nimic mai bună din punctul ăsta de vedere teoria relativității generalizate sau speciale decât zicerea Sfântului Augustin. Dacă mă întrebați ce e timpul, dacă nu mă întrebați ce e timpul, știu. Dacă mă întrebați, nu știu. Da, asta e foarte frumos. Cred că... Da, gata, 2:30. Mulțumesc, Cristian, că ai fost alături de mine în lupta asta pentru cărțile de știință.
Că ne ajută pe toți, de fapt. Cât de cât, nu? Și vă mulțumesc și noastră că ați stat atâta vreme. Vă mulțumesc!